Iată că vorbim din nou despre legile justiției. De ce nu sunt bune proiectele trimise în Parlament de Cătălin Predoiu? În primul rând, pentru că ele permit pe viitor un control politic asupra dosarelor penale, inclusiv asupra anchetelor de corupție. În al doilea rând, pentru că sistemul de promovare la Înalta Curte, la instanțele și parchetele superioare, este unul pe criterii nemeritocratice, fiind înlăturat concursul. În al treilea rând, pentru că se creează un sistem de putere piramidal în care șefii de instanțe și parchete controlează absolut tot ce mișcă în subordinea lor. În al patrulea rând, pentru că aceste legi nu fac altceva decât să instituie noi și noi privilegii pentru magistrați și procurori, inclusiv prin majorarea cuantumului unor pensii speciale. În al cincilea rând, pentru că aceste legi nu reformează absolut deloc CSM-ul și în al șaselea rând, pentru că aceste legi permit în continuare unele derapaje făcute de inspecția judiciară și că răspunderea magistraților, răspunderea disciplinară va fi folosită ca instrument de presiune asupra lor. Aș putea încheia prin a spune că aceste legi desăvârșesc opera lui Dragnea din 2018, ce nu a reușit Dragnea atunci, termină acum Iohannis și lucrul acesta este de neacceptat.